Vă invit cu respect să deschidem Cuvântul Domnului la Numeri, capitolul 13. Voi citi de la versetul 25 la 30. Numeri, capitolul 13. Să ascultăm Cuvântul Domnului. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copilor lui Israel la Cadeș, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întrege adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat. Este o țară în care curge lapte și mere și iată roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceea este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba, încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Amaleciții locuiesc în ținutul de la miază zi. Iebusiții și amoriții locuiesc muntele. Și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise el a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, că își vom fi biruitori. Amen. Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin bunăvoința Domnului cu serialul special de 12 mesaje, Micimea unui om mare. Iosua și Caleb, plus încă zece spioni, iscodi traduce Cornilescu. Au fost trimiși de Moise să cerceteze Canaanul. Israel se găsea la est de Iordan, înainte de a intra în Canaan, în țara promisă, în țara făgăduită de Dumnezeu. Țară care este și astăzi obiectul discordiei dintre Israel și lumea arabă-islamică, obiectul discordiei mondiale. 12 spioni s-au dus, au cercetat țara, au reușit să se întoarcă după 40 de zile, fără să fie prinși de popoarele cananite. Și au venit la Moise și la adunarea lui Israel cu un raport special. Raportul a fost acesta. Nu se poate. Nu se poate. Zece dintre ei au spus acest lucru. Doi dintre ei, Iosua și Caleb, au spus, nu, putem să mergem putem să intrăm în făgăduință. Apoi, lucrul care l-a supărat pe Domnul în final a fost faptul că și Israel s-a alăturat la cei zece. Și de aceea, cunoaștem din istoria biblică, Dumnezeu a spus lui Israel, fiindcă n-ați vrut să credeți N-ați vrut să intrați în țara sfântă, în Canaan, așa cum 40 de zile s-au iscodit țara, 40 de ani veți pribegi prin pustiu până când timpul va veni să intrați. În timpul acestor 40 de ani, tot neamul de oameni, este vorba de armată, de la 20 la 50 de ani, de războinici, tot neamul acela de războinici va pieri în pustie, afară de Iosua și Caleb. Micimea spirituală a lui Israel, micimea spirituală a zece spioni care erau crema curajului israelit, s-a văzut în aceea că nu s-au rezemat pe Domnul. Nu s-au bizuit pe puterea lui Dumnezeu. Este un fapt care ne urmărește și pe noi de-a lungul timpului. Ne stau în față probleme de multe feluri, probleme diferite. Unora dintre noi ne stau probleme de sănătate, altora probleme sufletești, altora probleme de familie, altora probleme de business, altora probleme spirituale. Și de multe ori, măcar că știm că avem pe Domnul de partea noastră. Avem pe Domnul cu noi. Demonstrăm micime spirituală. Dăm înapoi. Ne descurajăm. Manifestăm necredință. Și dăm prilej diavolului să ia avantaj asupra noastră, asupra caselor noastre, asupra bisericii ca un întreg, așa cum a luat asupra lui Israel ca popor ales al Domnului. În dimineața aceasta, aici, la Emanuel, cu smerenie, voi veni în fața dumneavoastră în acest serial cu un mesaj pe care l-am intitulat Gloria Credinței. Gloria Credinței. Ce ar putea să ne ridice? Să nu manifestăm pipernicie spirituală. Pentru că în ochii Domnului suntem oameni mari, suntem copiii lui, suntem fii de împărat. Ce ar trebui să facem? Să depășim condiția aceea în care la prima încercare plângem, la prima încercare dăm înapoi, la prima încercare ne descurajăm. Dacă ne uităm bine în pasajul pe care l-am citit, în textul pe care l-am citit, este nevoie de credință. Și gloria sau măreția credinței, din pasajul acesta se vede în trei aspecte distincte. Prima, glorie, prima măsură, primul aspect al credinței care te poate ridica și mă poate ridica este că această credință biblică despre care noi vorbim, despre care vorbesc în această dimineață, care l-a ridicat pe Iosua și pe Caleb și i-a determinat și a făcut să fie în continuare mari în ochii Domnului, mari în ochii poporului, mari în ochii generațiilor de atunci încoace. Este, frașestorilor, doamnelor și domnilor, faptul că credința curată are dimensiune personală. Este o dimensiune personală a credinței. Uitați-vă cum se vede această dimensiune în trei direcții distincte. Prima dimensiune a credinței personale. Deci a ta și a mea. 12 s-au dus să spioneze. Câți s-au -au rezemat pe credință? Câți? Doi. Un popor întreg are făgăduințele lui Dumnezeu. Câți din poporul acesta au crezut? Câți? Nici unul. Nici Afară de Moise. Nici Credința trebuie să fie personală, individuală. Mă necăjesc oameni care nu fac nimic pentru Domnul pentru că nu văd pe alții făcând. Nu vor să creadă pentru că nici alții nu cred. Nu vor să se roage pentru că nici alții nu se roagă. Nu vor să slujească pe Dumnezeu pentru că nici alții nu slujesc. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi avem puterea să ne influențăm unii pe alții. Dacă această influență este pozitivă, slăvit să fie Domnul. Dar dacă influența este negativă, este timp de pocăință. Este timp de pocăință. Credința rămâne în final personală. Dumnezeu nu mă judecă pe mine față de ce ai făcut tu sau n-ai făcut. Dumnezeu mă judecă pe mine față de ce am făcut eu și de ce n-am făcut eu. Așa trebuie să stau în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu nu mă pot scuza spunând l-am văzut și pe, am văzut și pe. Nu mă pot. Dumnezeu spune, ce ai făcut tu? Ce n-ai făcut tu? Credința adevărată, credința care te face să intri în Canaan, să pui mâna pe binecuvântare, să pui mâna pe făgăduințele lui Dumnezeu, este o credință individuală, personală. Ea are trei aspecte. Primul, o credință personală, frate și surori, și domnilor, confirmă promisiunile divine. Confirmă promisiunile divine. Numer 13 cu 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Nici nu putea să fie altceva. Iosua și Caleb au zis, ne-am dus acolo unde ne-ai trimis. Este țara despre care în Exod 3 cu 8, Exod 6 cu 8, număr 23 cu 19, Dumnezeu a spus, vă dau o țară în care curge lapte și miere. Ei, noi doi venim și confirmăm, este exact cum a zis Dumnezeu. O credință curată l-a făcut pe Daniel după 70 de ani de robie babiloniană. Se deschide din nou cartea profetului Ieremia la 29 cu 10. Ieremia 25, 11 la 12 și în Daniel 9, capitolul cu versetul 2, cuvântul Domnului spune: După 70 de ani. Mi-am adus aminte de cuvântul Domnului pe care l-a rostit prin Ieremia: că după 70 de ani Dumnezeu ne va trimite din nou acasă. Și am început să mă rog Domnului, știind că Dumnezeu își împlinește cuvântul. O credință curată este o credință care confirmă promisiunile lui Dumnezeu. Nici nu se poate să fie altfel. Știți de ce? Este Mântuitorul Iisus Hristos care a spus în Matei 24 cu 35 Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în viac. Totul se schimbă, totul va fi înnoit în creație. Singurul lucru care rămâne același ieri, astăzi, în veci, pe lângă persoana lui Dumnezeu, a Tatălui, a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, singurul lucru care rămâne la fel este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu. Este cuvântul puterii lui Dumnezeu. Dacă am credință care să mă ridice deasupra micimii spirituale și a piperniciei emotive și intelectuale, este să pot să fiu în stare când mă uit în cuvânt să spun, nu mă îndoiesc. Dacă Domnul a vorbit, se împlinește. Sigur, sigur, avem probleme de îndoială. Avem probleme. Să nu credem noi că Iosua și Caleb n-au avut problemele lor de îndoială. Dar nu rămâi acolo. Te ridici de acolo. Am avut problemele mele de îndoială, de dezamăgire. Destul, mirușire de. Dar nu m-a lăsat Dumnezeu acolo. Pentru că ce vorbește Domnul în cuvânt este da și amin. Um, s-ar putea să fi bolnav, s-ar putea să fi încercat, s-ar putea să aștepți de multă vreme în dural Dumnezeu și acum să fii dezamăgit total, poate în depresie. Este un om al lui Dumnezeu care a căzut acolo. Ia uitați-vă la Asaf, cum vorbește el. Mă gândesc, cu ce adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic: Va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? s a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și mă uit la cei bolnavi, mă uit la familia asta, mă, mă uit la Florina, mă uit la Sora Cornea, mă uit la familia Ciorogară, mă uit la cei care așteaptă de multă vreme o, o, o ridicare și-a tras el înapoi în mânia lui, în durarea, atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreptatea celui preanal nu mai este aceeași. Auziți unde merge Asaf? Este Psalmul 77, versetele 6 la 10. Însă Asaf are un moment de reculegere, se scutură puțin și auziți ce vorbește dar tot voi lăuda lucrările Domnului. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Când s-a uitat din nou un cuvânt saf care a zis: "A uitat Dumnezeu să facă milă, a uitat Dumnezeu să vindece, a uitat Dumnezeu să-și aducă aminte și de casa mea." Asta a zis. Totuși, sunt trei lucruri care mă țin în picioare. Primul este sfințenia și caracterul lui Dumnezeu, versetul 13 din psalmul 77. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Pentru că tu ești sfânt, caracterul tău este sfânt. Al doilea lucru pe care îl vede Asaf este uh, incomparabilitatea lui Dumnezeu. Versetul 13 din psalmul 77, partea finală a versetului, spune: Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru. Și apoi, ultimul aspect pe care îl vede Asaf și care îl ridică pe Asaf deasupra stării de depresie în care se află, este stilul de lucru al lui Dumnezeu. Versetul 14 din Psalmul 77, cuvântul Domnului spune, Dumnezeule, tu lucrezi cu minuni. Slăvit să fie Domnul! Este o minune în drum spre tine! Este o minune în fața ta. Este minunea vindecării. Este minunea ridicării. Este minunea binecuvântării. Este minunea izbăvirii. Este minunea cercetării. Este minunea îndurării divine. Dumnezeu nu s-a schimbat. O credință curată. O credință ca lui Caleb și Josua. Este o credință care confirmă promisiunile lui Dumnezeu. Am fost în țară. Și exact așa cum a vorbit Domnul. Nu poate să fie altcumva. Dumnezeu a promis că este cu noi în fiecare zi. Și așa trebuie să credem. Dumnezeu a promis că este un Dumnezeu care face minuni. Așa trebuie să credem. Dumnezeu a promis că El ne va purta războaiele. Așa trebuie să credem. Dumnezeu a promis că viața noastră este în mâna Lui și s-a revelat nouă cu numele Eu sunt Domnul care poartă de grijă, eu sunt Domnul care te vindecă, eu sunt Domnul care te duc pe umerii mei până la dânși bătrânețe. Așa trebuie să credem. Cealaltă dimensiune, a doua dimensiune a credinței personale este că o credință personală curată dovedește credincioșia lui Dumnezeu. Versetul 26 din numărul 13. Au plecat, iscoadele acestei spioni, și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copilor lui Israel, la Cadeș, în pustia Paran. Le-au adus știri, lor și întregii adunări și le-au arătat rodele țării. Că din ce oșia Domnului se vede, frați și surori, doamnelor și domnilor, în aceea că în pustiul tău, cum erau ei în pustiul Paran, nu este apă, nu sunt plante, nu este nimic, nu sunt nici posibilități de a te orienta cum trebuie în pustiul acela. Este vânt, este nisip, este lipsă. E probabil că în viața mea, probabil că în viața ta, probabil că în casa ta, în casa mea sau în, în, în businessul tău sau mă rog, în existența ta, este vreme de pustiu, este vreme de deșert. O credință curată este o credință care dovedește că din lui Dumnezeu, pentru că acolo în pustiu, Trebuie dusă dovada credincioșiei lui Dumnezeu. Iată-i rodele, au zis. Iată-i rodele țării. Câți dintre dumneavoastră care mă ascultați în dimineața aceasta puteți să spuneți cu certitudine? Am să vă rog să ridicați mâna dreaptă în sus. Câți puteți să mărturisiți cu certitudine că Dumnezeu va dat această binecuvântare până la ora aceasta a vindecării divine. Ia să vedem. Puh, să fie Domnul. Altceva. Câți puteți să spuneți că până la ora aceasta, în experiența cu Dumnezeu, Dumnezeu v-a dat o biruință în cauza pe care ați avut-o înaintea Domnului? Mulțumesc! Este atâta pustiu în jurul nostru. Sunt oameni care și-au pierdut speranța, sunt oameni care nu mai văd de unde vine bucata de pâine pe care să o mănânce copiii. Sunt oameni care nu mai văd uh, lumina aceea care să le aducă pacea, înțelegerea în familie. Sunt oameni care nu mai văd cum să se orienteze în business. Sunt oameni care sunt de-a dreptul în pustiu, în deșert. Oare nu este timpul să te duci și să vezi pe cineva? În acest pustiu, și să mergi și să spui, vreau să-ți vorbesc despre credincioșia Domnului. Despre credincioșia Domnului. Eu sunt disperat. Uite, eu sunt credincioșia Domnului. Eu am fost bolnav. M-am rugat Domnului și Dumnezeu m-a ridicat. Eu am fost pe moarte. S-au rugat Biserica Domnului și Dumnezeu mi-a dat din nou viața. Fiul meu a fost un vagabond s-a rugat biserica, ne a rugat ca părinți și Dumnezeu l-a întors din nou. Casa mea a fost o casă în ruină. S-au rugat pentru noi părinții, s-a rugat pentru noi biserica, Dumnezeu a trimis din nou lumină și pace în casă. Du lumină. Du binecuvântare în pustiu. Fii o ridicare pentru cineva. Caleb și Josu au spus: "Uite, astea sunt roadele." Rodul Poți să fii tu, pot să fiu eu. Încurajarea pe care o dai celui în disperare, celui dezorientat. Am citit despre Robert Dugan, Robert Dugan Jr. Este vicepreședinte onorific pentru National Association of Evangelicals, organizație mare în Statele Unite, Asociația Națională a Evanghelicilor. Spune când, 18 octombrie 1992, se afla în Dallas, Texas, să vorbească la o biserică și să ridice fonduri pentru Asociația Națională a Evanghelicilor. Fratele Robert Dugan avea un obicei bun, într-un fel, dar uneori nu este uh, cel mai bun. Și anume, după ce se instala la hotel, avea mașină, închirea mașină, obișnuia să meargă pe jos la biserică și s-a gândit și de data aceasta să meargă pe jos la biserică 5 mile 8 km a zis, îmi face bine a plecat pe jos la biserică a plecat de devreme ca să ajungă pe, pentru ora uh, 6 seara și după aproximativ o jumătate de oră spune că trecând pe lângă o casă colunda Texas trei câini s-au luat după el foarte răi unul din ei l-a mușcat de picior, de pulpa piciorului, de două ori l-a mușcat destul de rău, a ajuns la o altă casă, a intrat în curte și câine au rămas afară. A strigat, spune, o jumătate de oră am strigat și în sfârșit, după o jumătate de oră, mi-a deschis ușa proprietare, le-am spus, uite ce s-a întâmplat cu mine, au sunat salvarea, m-a dus la spital, m-au cusut, mi-au dat tratament, injecție și m-au întrebat ce vrei să facem pentru tine acum. Vrei să chemăm poliția să facă un raport ca să arestăm câinii? Probabil că dacă erau la București făceau treaba asta. Și a spus nu, duceți-mă la biserică că eu trebuie să predic în seara asta. L-au dus la biserică și a predicat. N-a mai mers pe jos la hotel, s-a dus cu mașina cu cineva. Dar miercuri, spune el, am primit o scrisoare de la un grup de prieteni care și-au făcut un obicei să mă poarte în rugăciune. Era un grup de prieteni din Biserica Baptistă, Rally's Providence Baptist Church Upper Room, în Rally, North Carolina. Și în scrisoarea aceasta, acești frate, acest grup de rugăciune de la Biserica Baptistă spunea următorul lucru, citez. Azi, duminică 18 octombrie, la ora 4 și jumătate. Era 3 și jumătate în Dallas, Texas, când a fost mușcat de câini. La ora 4 și jumătate ne-am rugat pentru tine. Nu știu de ce, dar am cerut specific pentru tine cuvintele Domnului din Psalmul 3 cu 3 partea întâi. Dar tu, Doamne, tu ești scutul meu. Te-a apărat Domnul? Era întrebarea acolo. Și a zis, da, m-a apărat Domnul că puteau să mă sfârși și să mă omoare câinii, trei câini. Este o mărturie, o credință curată. Este o credință, este o credință care dovedește credincioșia Domnului. Uite, sunt roadele aici, pentru cei care sunt dezamăgiți, pentru cei care sunt confuși, pentru cei care sunt într-o situație critică. Frașii și surori, să fim un Iosua. Să fim un caleb, în pustiul cuiva, în pustiul familiei cuiva, în pustiul vieții cuiva. Du-te și încurajează, du- dovada. Și apoi este o a treia dimensiune a credinței individuale, și anume o credință personală curată posedă promisiunile Domnului. Nu numai le confirmă, le și posedă. Le și posedă. Uitați-vă din nou la versetul 30. Acum, număr 13 cu 30. Caleb. A potolit poporul care cărtea împotriva lui Moise și a zis Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, să o posedăm, este a noastră Căci vom fi biruitori Haideți să o luăm De multe ori, cum vorbeau și la tineret seară și m-am bucurat de conceptul care l-au adus De multe ori noi ne uităm la resursele noastre. Israel s-a uitat la resursele lui. Și Dar s-a uitat la resursele lui materiale. Și de aceea, tot poporul a început să murmure și a zis: Nu -i de noi Cananul. Nu putem să intrăm în Canan. Cum să ne batem noi cu uriești? Și aduceți-vă aminte, aduceți aminte ce vă spuneam altă date din Cuvântul lui Dumnezeu și dacă puteți lucra acolo la internet, rapid, să-mi puneți pe ecran Amos 2 cu 9. Israel a fost, într-un fel să zicem așa, îndreptățit să se teamă, să se ducă în Canaan. Pentru că urieșii de care vorbeau acolo nu era o descriere poetică a unei civilizații care era un pic mai înaltă decât mine sau decât tine. Erau urieși. Această amestecătură demonică cu fii oamenilor. Lăsați versetul sus. Uitați ce spune cuvântul Domnului prin profetul Amos. Și totuși eu, spune Dumnezeu, am nimicit dinaintea, ta, dinaintea lor pe amoriții care locuiau în Canaan, care erau, uitați, cât de mari erau? Cât cedri! 15 metri! 20 de metri! Era nenatural dar erau reali. Erau nenaturali. Erau reali. Jumătate demoni, jumătate oameni. Erau cât cedri de mari și cât stejare de tari. S-au speriat. Dar tot cum vă spuneam alte dată, vă aduc aminte și de data aceasta, pentru că este bine să vă, să, să vă întărească credința, pentru că putem intra în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu, știți, are simțul umorului. Și a zis lui Israel, de cine vă temeți? De urești? Ok, nu v-am spus eu că eu vă port războaiele, stați liniștiți că Domnul se va lupta pentru voi? Și Domnul are simțul umorului. Știți cum s-a luptat cu ei? Puneți pe, eu, pe ecran Iosua 24, 11 și 12 și 13. Iosua 24, 11, 12 și 13. Ia uitați-vă, totdeauna niciodată nu încetează Domnul să mă, să mă uimească cu cuvântul lui, dar și cu simțul umorului pe care îl are. A trecut Iordanul și a ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră. Amoriții, fereziții, cananiții, hetiții, ghirgasiții, heviții și ebusiții. I-am dat în mâinile voastre. de uitați cum. Am trimis înaintea voastră vespile bondărești și i-au izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai moriților, nu cu sabia, nici cu arcul lor. Și, mai departe, v-am dat o țară pe care nu o sărăți, cetăți pe care nu le zidi sărăți, dar pe care le locuiți, vii și măslim pe care nu-i să disereți, dar care vă slujesc ca hrană. Am trimis înaintea voastră viespile. Da, a slobozit Dumnezeu niște roiuri de viespi, din alea mari. de -aia spune, viespi bondărești, mari. Și când s-au luat după urești aceștia și-au început să-i înțepe și să-i muște, pelgă că erau mari, li s-a făcut capul cât un trabant. Li s-au închis ochii pentru că erau mușcați și înțepați în toate părțile și nu, nu s-au mai știut orienta unde să meargă. Și atunci Domnul a zis lui Iosua, da, du-te și să i Că așa nu se pot bate cu tine, că nu te vede, nu știu unde ești. Dumnezeu poartă războaiele noastre. Dar noi ne uităm la resurse materiale. Nu suntem în armață, a spus Israel. Nu avem putere, nu avem organizație militară. Nu asta are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie să te încrezi în El să intri în posesia binecuvântărilor lui, cum a spus Caleb. Haidem să punem mâna pe țară. Pentru că, uitați-vă, frați și surori, doamnelor și domnilor, când este vorba de resurse, cine poate face lucruri pe care le face Dumnezeu? S-a putut gândi cineva că, având în mână o falcă de măgar, judecător 15, 14, 16, o falcă de măgar, omoră o mie de filisteni și pui pe fugă armata filistenilor? O falcă de măgar, S-a gândit cineva cu prânzul unui copil, Ioan 6, 8, la 9, poți să saturi 5.000 de oameni? S-a gândit cineva cu puțin un de lemn în vas, 2 împărați 4, 1 la 7, poți să salvezi familia și să faci și profit? S-a gândit cineva cu un pum de făină și cu puțin un de lemn în, în, în oală să reziști 3 ani și jumătate de foamete, 2 împărați capitolul 2? S-a gândit cineva cu 300 de luptători? Cum este gedeonul, judecător 7 cu 7 la 12, poți să bați o armată de 120 de mii? 120 de mii? S-a gândit cineva cu un fier de plug ca și Odniel, judecător 3 cu 31, bați 600 de vrăjmași odată? Sau cu o sabie ca Iehud să izbăvești pe Israel? dacă te uiți la Domnul, nu la ce ai ca resursă, Dumnezeu va folosi resursa ta și resursa mea să facă mari sprăvi. Pentru că o adevărată credință este o credință care intră în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu. Nu ne facem mici în ochii vrășmașului, dăm înapoi, ne speriem și gata, ne lăsăm de credință, ne lăsăm de pocăință, ne lăsăm de biserică. În al doilea rând, Apelul personal al credinței. Cum trebuie să arate un om credincios? Cum trebuie să arăt eu? Și cum trebuie să arăți tu? Cum trebuie să arate Biserica Emanuel? Și cum trebuie să arate Biserica în care tu te închini și vei asculta acest mesaj? Sunt două aspecte ale apelului pe care credința îl face către tine, către mine, către noi. Primul, este un apel pentru inimă. Un apel pentru inimă. Versetul 6 din numer 14 de data aceasta. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele. Este un apel la inimă. Și de ce? Uitați-vă, frașesor, în, în cuvântul Domnului. În Scriptură, ruperea hainelor stă pentru următoarele circumstanțe. 1. Durere adâncă. Geneza 37 cu 29. Când cineva auzea de o tragedie, felul de a-și manifesta durerea inimii își rupeau hainele. E durerea dâncă. Pe de altă parte, ruperea hainelor vorbește despre catastrofă națională. 1 Samuel 4 cu 12. Au luat chivotul. S-a dus cu Israel. Și a rupt hainele, marele preot. 3. Criza adâncă în familie. Uitați-vă la David, când a aflat că Absalon a făcut ce a făcut David în criza familiei și a sfârșit hainele. Pe de altă parte, ruperea hainelor stă pentru judecată, judecată divină. Matei 26 cu 65, marele preot, când a judecat pe Iisus Hristos și a rupt hainele. Ce însemnează aceasta pentru noi? Iosua și Caleb, când a văzut poporul că murmură și că dă înapoi, și când a văzut că zece colegi de-ai lor, crema armatei, este așa de lașă, a spus, sfârșindu-și hainele de durere, a spus următorul lucru. Nu vă doare inima pentru poporul acesta? Nu vă doare inima pentru copiii voștri să pribegească în pustiu? Nu vă doare inima să călcați în picioare pe făgăduințele lui Dumnezeu? Nu vă doare inima să murmurați împotriva lui Dumnezeu? Frați și surori, doamnelor și domnilor, este un apel de inimă. O credință curată face un apel de inimă. Apelul pe care îl fac către tine în această dimineață, către tine în această zi, este următorul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu vă doare inima să vedeți starea spirituală în care suntem? Nu vă doare inima să vedeți starea casei? Nu vă dore inima să vedeți starea bisericii, nu vă dore inima să vedeți starea poporului, nu vă dore inima să vedeți starea tinerilor, starea bătrânilor, nu ne dore inima! Dacă ne dore, atunci stăm în spatele lui Hristos, călcăm pe urmele Lui și umblăm prin credință și ar trebui să ne dore inima. Nu te dore inima când te uiți la orchestră? Nu te doare inima când te uiți la fanfară? Nu te doare inima când te uiți la cor? Nu te doare inima când te uiți la un departament în biserică și vezi că nu merge și că scade? Nu te doare inima? Pe mine mă doare. Și mă rog, Domnule, să te doară și pe tine. Aceasta vorbește despre credință. Nu te doare inima că poporul nu iubește rugăciunea? Nu te doare inima că poporul nu iubește dărnicia? Nu te doare inima că poporul este plictisit? Orice îi aduce Dumnezeu și orice binecuvântare, în trei săptămâni e plictisit. și surori, doamnelor și domnilor, wake up! Wake up! O credință curată este o credință care trezește poporul. Îl scoală. Este un apel la inimă. Dar este în al doilea apel. Este un apel la rațiune, nu numai la inimă. Este și la judecată, la intelect, la rațiune. Numer 14, 8 la 9. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, pentru că așa a zis, ne va duce în țara aceasta, au continuat ei, și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Nu mai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni din țara aceea, căci îi vom mânca, ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Care este apelul la rațiune? Ce vrea să spun Iosua și Caleb? Aș vrea să vă notați, dacă puteți, și cel puțin cinci lucruri pe care ei le spun. Primul apelează la rațiunea lor să înțeleagă care e plăcerea Domnului pentru poporul său. Numer 14, cu noua parte finală, ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, plăcerea Domnului este cu tine, să te ajute, să te binecuvinteze, cum spunea Domnul, mă voi bucura să le fac bine. Îi fac apel nu numai la plăcerea Domnului, la promisiunile Domnului. Versetul 8, partea finală, Domnul ne -o va da țara promisă. A promis Domnul și Domnul să ține de cuvânt pentru că este sfânt. Nu mai plăcere și promisiune, prezența Domnului. Domnul este cu noi, cu noi, cu ei, nu e nimeni. Numer 14 cu 9, partea finală. 4. Este puterea Domnului. Domnul ne va da, pentru că Domnul poate, cum am văzut, a trimis vespile și cu vespile a cucerit și a, a tot Canaanul. 5. Planul Domnului. Numer 14 cu 8. Domnul va fi binevoitor. Acesta e planul Domnului. Mi-aduc aminte că eram student la seminar și când eram în București, că aproape fiecare weekend plecam și predicam în diferite biserici, ne trimiteau conducerea seminarului. Când eram în București, mergeam la biserică la Miulești, se numea, care este acum Sebastian, unde e fratele, era fratele Trandafir, păstor. Miuleștiu era o biserică într-o într clădire din aceea foarte veche din București, nu avea mai mult de 2 metri și 10 m înălțime. Era un chin să mergi să stai în această biserică arhiplină, pentru că nu era aer. Iar, iarna era frig, vara era cald. Și deseori ne ducea fratele Trandafir la Sebastian, unde e biserica acum, pe care începuse să o construiască cu aprobare în 1971, dar în 1973 uh, pentru că biserica era aproape, aproape de întreprinderea uh, vulcan din București ce cunoașteți bucureștiul. La vulcan, secretar de partid era uh, un, uh, un domn, uh, Gheorghe ceoară, și ăsta crea rău domnule, yeah. uh, era prudă cu ceaușescu și a cerut lui Ceaușescu să oprească lucrările Bisericii Sebastian pentru că este o insultă la adresa tineretului care lucrează la vulcan și mai bine să ia această proprietate și clădirea aceasta începută să fie transformată într-un club pentru tineri. Și frate Tandafir a fost un om curajos, cu toate greșelile câte le-a fi avut dânsul, ca și fiecare dintre noi a fost un om curajos, nu a vrut nici cum să cedeze și să semneze că dă biserica. A spus, nu, noi vom construi, vom termina biserica aceasta. Și ne ducea deseori acolo să ne rugăm și ne rugăm pentru locul acela care era ridicat în mare parte, dar nu era terminat. Și mi-aduc aminte că în, cred că prin 78 un american a venit la București și a predicat în Miulești într-o joi seara și a zis așa: Eu sunt un trimis special al președintelui Carter. Am fost membri în aceeași biserică. Eu sunt diacon în Biserica Baptistă din Atlanta, unde a fost și președintele Carter. Și președintele Carter este interesat să vadă cum merg drepturile omului și problemele religioase în România. Și spunea dânsul, știți, noi baptiștii nu prea le avem cu prorociile, dar vreau să fac o prorocie de la învon și încă cu ochii deschiși. Vă spun în numele Domnului, Sebastian se va construi și se va termina am să-i spun președintelui Carter despre, această, despre acest abuz grosolan în public. Și am zis noi, vei să o vedem noi și pe asta. Dar s-a întâmplat că Ceaușescu s-a dus în vizită, a venit în vizită în America, la invitația președintelui Carter. Și mi-aduc și acum foarte bine aminte. S-a întors din America și la vreo săptămână, fratele Trandafire este chemat la departamentul cultelor, la directorul general. Și ca și când n-ar fi știut acești pui de vipere, a zis, domnul Șandru, noastră aveți o biserică de construit și nu-i terminată? Și a spus, da, știți foarte bine. Ce unde, care? Păi, Sebastian. Păi domnule, trebuie să ne spună un diacon că trebuie să terminăm biserica. Mergeți, domnule, și o terminați. Mergeți și o terminați. Că peste un an vine președintele Carter în România, E întoarce vizita președintului nostru și vrea să se închine în biserica aceea. Apoi să fie văzut dumneavoastră la turna betoane. Dar biserica s-a terminat, s-a construit. S-a folosit domnul de un om. Sigur, de un președinte după aceea. Dumnezeu este cu noi. Este pentru noi. Are putere. Are prezență. Are promisiuni și are plăcere să ne facă bine. Și apoi, în final, în al treilea rând, mărturia și promisiunea Domnului pentru credință. Când Domnul s-a uitat la Iosua, când Domnul s-a uitat la Caleb, și s-a uitat la micimea celorlalți, zece și a lui Israel. Domnul a zis, nu trebuie să rămână Iosua și Caleb nebăgați în seamă, pentru că e doi împotriva unui popor întreg. Și domnul a făcut două mărturii, adică o mărturie și o promisiune față de Iosua și Caleb. Prima, mărturia. Numer 14 cu 24. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat într totul calea mea. Uitați ce mărturie frumoasă. Ce ai vrea să spună Domnul despre credința ta? Dă-mi voie să te întreb acum. Ce ai vrea să spună Domnul despre credința ta? Ce poate să spună Domnul despre fapta credinței tale? Ce vrea să spună Domnul despre neobosin, neobosința ta în lucru Domnului? Ca rezultat al credinței. Două lucruri poate să spună, să mărturisească. Ori, potrivit 1 Corinteni 3 cu 12, partea întâia, credința mea, credința ta zidește argint, aur și pietre scumpe. Ori, potrivit aceleași pasaj biblic 12F, partea finală, credința ta sau credința mea zidește fân, lemne și trestie. Mă rog Domnului, în final se poate să spună Domnul, m-am uitat la credința lui Lazar și am văzut ce Duh l-a însuflețit. Duhul Sfânt, nu Duhul oamenilor, nu Duhul mulțimii, nu Duhul fricii, nu Duhul neputinței, nu Duhul lașității, Duhul Sfânt. Ce vrei să mărturisească Domnul despre tine? Și apoi, când Domnul mărturisește despre credința cuiva, uitați-vă la promisiunea Domnului față de credință curată. Numer 14 cu 24. Lui Iosua și lui Caleb. Nu la cei care se băteau un piept că sunt mari și au demonstrat micime spirituală. 14 cu 24, numer 24, partea finală. Îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Aleluia! Asta este. Îl voi face să intre în țara în care s-a dus să o cerceteze și urmașii lui vor stăpâni țara. Uitați-vă cu mine în psalmul 37 și să vedem câteva promisiuni pe care Dumnezeu le face pentru acei care își păstrează credința curată și rămân bazați pe făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a mărturisit bine despre credința ta și despre credința mea, Psalmul 37, versetele 3 la 4, îți va da ce-ți dorește inima. încrede în Domnul și fă binele, Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și el îți va da ce-ți dorește inima. Pentru că te încrezi în Domnul, crezi în Domnul. 2. Domnul va lucra pentru tine. Psalmul 3, 7 cu 5. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Crezi tu lucrul acesta? E făgăduința lui. E făgăduința lui. L-a onorat pe Caleb. L-a onorat pe Iosua. Trei. Ceea ce lipsește acum este pacea. Dacă te încrezi în Domnul și rămâi neclintit, Dumnezeu îți va da pacea. 37 .11. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug, belșug, belșug de pace face ca un râu care nu poate fi stinsă. 4. Dacă Domnul mărturisește spre credința ta, a mea, Dumnezeu îți nimicește vrăjmașii. 37 cu 10. Încă puține vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Încă puține vreme și vindecarea ta va fi desăvârșită casa ta va fi binecuvântată, cuvântată, ul tău va fi ridicat, sănătatea ta va fi mai bună ca oricând și mărturia ta mai puternică ca în orice vreme, încă puțină vreme. 5. Sprijin de la Domnul. 37 cu 17. Căci brasele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniți. Slavă Domnului. 6. Te ridică când cazi pentru că se poate totuși să ajungem în îndoială. 37. Cu 23 la 24. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, că Domnul îl apucă de mână. Și apoi 7 este o purtare de grijă practică. Este un verset care mi-a vorbit din tinerețe, mă urmărește mereu și este drept cu mine mereu și cu casa mea. Eu și cu soția putem să mărturisim aceasta tot timpul. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprienit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Asta e Domnul nostru. Astea sunt binecuvântările lui. De aceea, în concluzie, în această dimineață, în cadrul acestui serial Binecuvântat, întrebarea Domnului prin mine, slujitorul lui este aceasta. Vrei să fii mare în credință sau vrei să dovedești micime spirituală? Da, m-am dezamăgit. Te-ai dezamăgit te-ai descurajat. Dar dacă la fel ca și Asaf ți-ai adus aminte că Domnul este sfânt în caracterul lui și ai zis, stilul tău de lucru este să faci minuni, Dumnezeu m-a ridicat din dezamăgire, te-a ridicat din descurajare, te-a ridicat din bolă și din depresie, te-a pus din nou în picioare și a spus despre tine, despre mine, ca despre Iov, chiar și în fața vrăjmașului. L-ai văzut pe Iov nu este nimeni în țară ca El. Rămâne drept, neclintit în neprienirea Lui, în credința Lui. Este o bucurie pentru Domnul să se uite la Tine, să se uite la Mine. Ce glorie are Credința Ta? Ce măreție? Ce vorbește Domnul despre mine și despre tine? Chiar dacă ești în minoritate. Nu uita, dragul meu, dacă tu crezi în Domnul în continuare, nu majoritatea intră în Canaan, tu intri. Nu majoritatea pune mâna pe binecuvântări, tu pui mâna pe binecuvântări. Nu majoritatea are pe Domnul de partea ei, tu ai pe Domnul de partea ta. Și apoi cum spunea cineva, dacă Domnul este de partea mea, atunci sunt în majoritate. Amin?